Cei care vede filmul lui. Sunt două cauze, una mai generală și una mai particulară pentru această atitudine pe care o vedem aici în film și pe care o vedem în bună măsură în societate astăzi. Și pare bine că cumva discutăm despre filmul ăsta ca despre o poveste care vorbește despre niște tendințe prezente peste tot. Cum bine ai menționat, dacă ne uităm așa un pic la cum arată extrema dreaptă în Franța, cum arată de ce s-a produs Brexit-ul, ce se întâmplă în Statele Unite, ce se întâmplă, nu știu. O să vedem că peste tot, în ciuda unor valori clamate și unor valori foarte pozitive care vin așa într-o tradiție a umanismului, realitatea de pe teren e un pic alta. Și un pic e altă realitate pe teren pentru că există un factor, să zicem, coercitiv, care se numește corectitudine politică și care face ca, în momentul de față, să nu fie de fapt foarte simplu să exprimi cu voce tare în public ceea ce gândești. Într-o măsură și de asta am vrut să fac acest film, am vrut să văd cam care mai e limita noastră și limita libertății noastre creative de a spune, de a cita niște discursuri care sunt politic incorrecte. Și cred că dacă oamenii ăștia care trăiesc mult, în principal în Occident, cu această temere a exprimării publice, ar avea curiozitatea să afle mai mult ce cred aceste mase de care vorbește domnul Popescu, avea niște mari surprize. Prin ce se particularizează această poveste reală de la care am plecat eu, este că ea întâmplându-se într-un sat foarte mic, pentru moment oamenii aia au avut naivitatea să creadă că poți vorbi în public pentru că ești într-o comunitate în care cunoști pe toată lumea și că acel discurs va rămâne între acei patru pereți între care s-a purtat conversația. Păi, sigur că astăzi una dintre caracteristicile globalizării este că nimic nu mai este privat. Nu mai poți vorbești nimic privat, dacă vorbești cu altcineva, în public e imposibil. Și atunci, într-un mod destul de extrem, nu cei din film, ci cei din situația reală au părut la un moment dat a fi așa un fel de pul al extremismului, deși ei săracii n-au decât o singură vină sau că au fost mai sinceri. Iar la aceste concluzii, la acest tradiționalism dus la extrem pe toate laturile lui, sunt tot felul de explicații cumva și sper că se regăsesc într-o măsură în film. Pe de parte sunt niște tendințe pe care le-aș numi, nu știu, naturale, chiar dacă nu sunt cele mai grozave calități cu care să ne lăudăm, sunt totuși niște caracteristici umane și noi nu ne facem mai plăcere să ne uităm în oglindă, să constatăm că avem așa niște instincte de supraviețuire, de fapt, foarte puternice și avem o latură dintre asta destul de animalică, gregară, telurică, nu știu cum să zic, să fie politicos, care ne-a făcut foarte mulți ani de zile supraviețuim. Și această latură, sigur că nu dispare niciodată, ea e calmată așa de partea asta mai cogândită a umanității noastre, partea provenită din educație, din cultură, din, să zicem, 5.000 de ani de civilizație. Dar asta e suprafață foarte, foarte subțire la suprafața creierului nostru și atunci, în orice situație de criză, se produce acest conflict între niște forțe mai profunde de pe dinăuntru și tendința noastră de a ne conforma cumva social și de a empatiza cu ceilalți. Și efectele sunt mai mici sau mai mari, mai mici ca în cazul acestei povești reale de la care am plecat eu, dar care e foarte caracteristică pentru lucruri care se întâmplă mai mari. Am fost întrebat de-a lungul acestui turneu dacă am încercat să, adică dacă am fost până într-atât de calculat și de politică încât să planific film odată cu războiul din Ucraina. Asta e singura, da, adică nu. N-am plănuit, dar în același timp e un exemplu bun care îți arată cum avem capacitatea noi ca oameni de la o zi la alta din a avea o relație civilă cu celălalt, să avem o relație agresivă, conflictuală și fără prea mari măsuri de conștiință sau să omorâm, să ucidem, să torturăm, vedem că se întâmplă asta în Ucraina, între oameni care au o istorie, dacă nu e comună, în bună măsură comună, au o limbă, dacă nu comună, în bună măsură asemănătoare și toate astea de la o zi la alta în numele unor idei, teze,
politice, a unor valori pe care oamenii cred că le apără, sunt capabili această agresivitate extremă. Și atunci, sigur că spun niște probleme, și problemele pe care le-am pus eu, n-am neapărat răspunsul prim, că nu e neapărat datoria, obligația sau rostul meu să fiu, să dau răspunsul, și nu cred că sunt răspunsuri generale, cred că răspunsurile sunt individuale, când sunt și răspunderea și vina. Însă mi-a pus problema. Mi-a pus problema cum arătăm noi, astăzi, ca în ce stare suntem noi ca societate, în ce stare suntem noi ca oameni, și mai cu seamă ce concluzii tragem noi atunci când avem de tras concluzii, pentru că avem copii. Și ce le zicem noi acestor, ce le zicem noi acestor copii, dată fiind starea de fapt a lumii astăzi? Pentru ce fel de viitor îi pregătim noi? N-am răspuns foarte bun, dar cred că dumneavoastră aveți unul mai bun decât mine, sau că sper că am încălzit filmul să vă dai ghe să vă gândiți la lucrurile astea. Ar mai fi. Îți mulțumesc și îți mulțumesc pentru că ai pronunțat cuvântul țigan și pentru că te-ai exprimat direct, cum o faci întotdeauna. Trebuie să mă trezesc că la Can cea mai mare dificultate în interviurile pe care le-am dat și a fost multe după film, nu era a mea, era intervievatorilor, care nu reușeau să găsească cuvintele potrivite să mă întrebe nimic despre film, pentru că oricum se exprimau, aveau sentimentul că intră într-o zonă politic incorrectă. Și înțelegeam ce vor să mă întrebe, dar nu știau cum să formuleze. E ceva foarte interesant ce ai spus și care m-a preocupat și pe mine. M-au preocupat mai multe lucruri la proiectul ăsta, nu neapărat din cele pe care le-am menționat presa. M-au preocupat niște lucruri de tipul ăsta, cum reprezinți, de exemplu, niște categorii abstracte în film. Asta m-a interesat. Și totodată, pentru că ai menționat, m-a preocupat foarte mult acest personaj colectiv, cum se zicea odată la ședințele de satiră și umor, cum arată acest personaj colectiv, din ce e compus el, cum evoluează, cum se manifestă. Nu e chiar ușor să încerci să faci așa un fel de portretizare de personaj colectiv. În același timp, nu e ușor când încerci să nu ții partea nimănui, cum încerc eu. Încerc întotdeauna când fac filmul să rămân cumva suficient de curios și de deschis încât să pricep cu adevărat care sunt argumentele fiecare părți și să n-am niciun fel de concluzii și prejudecăți, pentru că deja vorbesc foarte mult în film despre stereotipuri și prejudecăți și nu e cazul să mai aduc și eu altele în plus. Dar cu adevărat, dacă era ceva particular la acest caz, era legat de felul în care acționăm într-un fel un pic ilogic și irațional și în cazul de față în două feluri. Acest exemplu de xenofobie oarecare în situația reală vine tocmai în mijlocul unei comunități minoritare de la care te aștepta să aibă solidaritate. Și de fapt de acolo pleacă întrebarea și povestea. Și totodată cealaltă întrebare era de ce noi cu toții care avem această pretenție colosală ca Occidentul să ne trateze pe noi ca niște, egali. Asta ne întâmplând se întotdeauna, avem mereu acest complex de inferioritate, superioritate față de Occidentul, de parte prin cea pintinie americanul e ori mai prost om în lume. Dar în același timp, când mergem acolo, ne-ar plăcea foarte mult să fim tratați ca egal. Mai cu seamă acum, după ce avem iluzia și, mă rog, garanția scrisă că facem parte din Europa în mod contractual, dar în aceeași măsură te întreb dacă avem pretenția asta, de ce ne purtăm așa de rău cu alții care au doar ghinionul că vin mai de la est spre noi și nu mi se pare deloc că aceea judecată ar trebui să li se aplice și lor. Ca să fac filmul ăsta, ar trebui să am un proces de două naturi, odată un proces oarecum creativ legat de scrierea scenariului pe baza unei documentări pe care m-am făcut-o pe internet, după care am fost pe teren, deși am ficționalizat foarte mult, ca să mă asigur că am fost jurnalist oarecum, că ceea ce am imaginat eu avea sau nu o relație mai apropiată sau mai distantă cu ce s-a întâmplat pe teren. Și am constatat că pe teren lucrurile stăteau destul de asemănător cu ce mi-am trecuit eu. Singurul lucru care exista în plus pe teren era un factor de ură pe care nu-l luasem în calcul, pentru multele motive pentru care poți să urăști pe cineva. Și anume că cineva din familie a reușit mai bine decât tine. E singurul care n-a fost public. În rest, am constatat că există posibilitatea de a urâ pe celălalt și de a te poziționa împotriva lui mai violent sau mai
în funcție de situație, pentru orice motiv. Și nu ai nevoie de motive foarte complicate, cum sunt genul, rasa, religia, credințe religioase, sociale. Sunt suficiente lucruri foarte, foarte mici, oricine poate să devină un dușman. Și în aceste cercetări pe care l-am propus să citez o situație dintr-un sat de la noi, există niște, mă rog, în momentul fiind când se citate niște obiceiuri populare de la noi, și aceste obiceiuri populare pe care vreau că le știți dumneavoastră, au loc undeva pe 31 decembrie, 1 ianuarie, când într-un sat care se cheamă Urginoasa, ăla e cel mai faimos, dar se întâmplă în mai multe locuri, niște oameni se bat cu niște câte și își dau un cap. Au niște coifere așa mari ca să nu moară în primă. Și ăla e un exemplu foarte interesant, pentru că acolo, în sat, dacă întrebi, să bați susenii cu josenii, dar satul e plat. Și nu există nici măcar această diferențiere geografică. Pur și simplu, cei care stau mai într-un parte a satului se bat cu ceilalți. Și unii mor, lucrurile. Altfel, de-a lungul documentării am constatat că există bancuri, cum erau pe vremuri, cu ruși americani și români, care, mă rog, cineva era cel mai fraier, inclusiv între sate care sunt la 3 km distanță. Sunt în România glume pe care le fac comunitățile unele despre celelalte și într-o mare măsură filmul vorbește și despre felul în care astăzi se manifestă această respingere. Îi zic respingere, dar așa într-un limbaj de acolobială îi zicem hate, așa, de regulă, și are de-a face cu comentariile pe care, de exemplu, le cunoaște domnul Cristian Teodor Popescu pe internet. După ce face genul ăsta de comentarii publice despre religie și, într-o anumită măsură, filmul vorbește și despre asta, despre distanța asta între ce spunem cu adevărat pe gură și ce gândim cu adevărat și despre acest mediu care e foarte puțin la vedere și care ne umple de tot felul de angoase și ne dă așa ghes impulsurilor cele mai puțin lăudabile pe care le avem și care, din păcate, avem la pachet cu internetul. Cam atât înainte despre teme, aș spune, sau din partea mea, ca să nu venim complet povestea. Altfel, sper să găsiți scena care să avem de-a face cu personajul colectiv. Vreau să mai zic ceva doar legat de felul în care veți vedea filmul. Pentru o dată a trebuit să folosesc nu doar actori, țin la această convenție, țin la ideea că fac ficțiuni și asta înseamnă că știm de la început că ce vedeți pe ecran e făcut cu actori, nu e ceva ce s-a întâmplat în tocmai, nu e ceva ce s-a întâmplat în situația reală, nu am această magie americană a faptului real, faptul real rămâne fapt real și asta e ficțiune. Însă de data asta, pentru actori, a trebuit să lucrez cu neprofesioniști, ne spune mulți. Am lucrat cu multe animale, totodată pentru prima viață, dar animalele m-am înțeles eu cumva. Să lucrez cu foarte mulți profesioniști în plan secvență, aia a fost un pic complicat, trebuie să spun. Și să faci toate lucrurile astea la o altă și aia. Da, și da, adunarea și nu mai adunarea din film. De regulă, sunt foarte mulți oameni la care nu aveam cum în timpul pandemiei să aduc actori. E vorba de toți cei care joacă în alte limbi, nu în română și maghiară. Se vorbește în franceză, în film se vorbește în sindalii. Tot oamenii sunt neprofesioniști și aceste cercuri concentrice de dificultăți de a filma iarna în plan secvență, înțeles, niște oameni care nu sunt neapărat de profesie au adus așa niște dificultăți, dar în fericire mi se pare că asta nu se vede foarte mult, sunt alte minusuri la prevențarea filmului, dar mi s-a zis de câteva ori în această călătorie că filmul e un fel de documentar, ceea ce mi s-a părut aproape un compliment. Altfel sper să încheiați înțelegând la ce se referă titlul, nu e foarte important. Mie s-a părut că măcar titlul e clar, dar nu e. Am primit o grămadă de interpretări până știu până acum, la Cannes s-a zis că RMN e în mod evident de la România. Și sigur, nu asta era intenția mea, am protestat cât am putut, și am să insist în continuare din cer turneu mondial pe vorba despre noi toți. Însă după aia am ajuns la Ditrău, direct cu prima proiecție, că așa mi-am dorit să încep direct la Ditrău, ca oamenii aia să știe despre ce vorbim, să vadă când mă vede despre ei. Și acolo cineva mi-a zis că titlul VMN vine de la faptul că filmul este despre români, maghiari și nemți. Și da, este într-o măsură, nu era neapărat de la asta titlul. După aia, câteva zile mai târziu, cineva a interpretat la personajele principale, mi-a zis că e despre copilul din film pe care îl cheamă Rudy, despre personajul principal pe care îl cheamă Matias și despre noi. Și
Dacă gândește interpretarea despre favorabil, filmul, că e despre copil, despre tatălui și despre noi, s-a părut ok, dar interpretarea care țin cel mai mult, mi-a zis cineva că, fără doar că Remene vine de la acest îndemn spre a rămâne, ca să facem ceva, să schimbăm ceva. Cum se mai poate așa? Am avut un comentariu foarte drăguț, un domn s-a ridicat la sfârșitul filmului și a zis, ăștia suntem noi, ăștia suntem noi, penibil, eu am plecat. Și dus a fost, nu știu dacă din țară sau din sală, mai mult sigur că nu am făcut că te-a supărat. Am avut și altfel de comentarii de oameni care au zis că există un loc în țara asta în care lucrurile astea pot fi zis așa pe nume și nu pățești nimic, vreau să trăiesc acolo. Altcineva a văzut filmul ca fiind foarte patriotic, pentru că sunt niște citate despre, să vedeți, sunt tot felul de locuri comune care să le recunoașteți în acest discurs public despre România, manuzere, despre patriotism. Și cuiva mi s-a părut că el reconstituie un discurs așa care să adună într-o pildă cetățenească, dar și asta e interpretare posibilă și cu dreptul lui. Atât. Dacă aveți o întrebare despre ce e în ultimele 10 minute ale filmului, mă trimiteți pe Instagram și vă răspund cu ea. Mulțumesc.